Ceasul meu e 90 minute. Eu nu sunt neamț ca alții, dar nu cred nemțește. Da, în primul rând, așa cum am anunțat, lucram la documentație, acum am primit avizul de pe SIAP, la licitația pentru care vrem să facem 50 de autobuze electrice pe zona urbană funcțională. Este cea mai mare licitație care organizează Primăria Municipiului Suceava, de valoare de 105.417.964 lei, respectiv 21 de milioane de euro, în care sunt prinse două loturi, 18 autobuze mari, în valoare de 56.170.052 lei, 32 de autobuze mici, 49.479.912. Este un pas foarte important în ceea ce privește transportul metropolitan. Astăzi, la ora 10, avem o ședință de transport metropolitan în care vom alege un nou comitet, un consiliu director, ca urmare a unor modificări de acte normative. La fel, vom stabili licențele de traseu și noi sperăm ca în un an de zile să putem avea parte de autobuze noi pentru transportul metropolitan la Suceava. În paralel, așa cum am anunțat, lucrăm la proiectul pe partea de port, de completare a acestui proiect, transport metropolitan, și sper ca în luna iulie, așa cum s-a promis, să fie lansat apelul de proiecte, ghidul solicitantului, să putem depune partea a doua, în care lucrul cel mai important este autobaza, așa cum avem autobază realizată pentru divizia electrică a primăriei, să facem autobază la sediul actualului Societății de Transport Public Local pentru transportul metropolitan. Un proiect care începe să capre conturi este vorba de Aqua Park și vreau să vă spun că în mare parte s-a dat documentația pentru acest nou Aqua Park pe care vrem să-l facem în complexul sportiv, lângă baza sportivă și sala polivalentă. Acest Aqua Park va cuprinde un număr de 13 bazine interioare și exterioare, la interior 5 bazine, în zona de bazine, spa, jacuzzi, bazinul de interior exterior, la exterior o bazine pentru adulți, înot, copii, jacuzzi, tobogani. Capacitatea acestui acvapark este de în total 900 de locuri, din care la interior 300 de locuri, 270 la bazine, 30 locuri în zona spa și la exterior 600 de locuri, deci așa cum am spus, totalitatea, capacitatea maximă 900 de locuri. La fel, la spații de alimentație publică, capacitatea totală 300 de locuri, la parter lângă bazine 110 locuri, pe terasa exterioară 130 de locuri, clădire exterioară 60 de locuri. Sigur că, conform proiectului, vine realizat o parc grădină urbană, așa numit-o, și cât poate arăta aici pe această planșă. Deci, la intrarea în aici se intră în Aqua Park, vine acest parc grădină de vară cu o zonă de spații verzi, cu locuri de joacă pentru copii. Aici este clădirea pentru Aqua Park-ul interior. Aici sunt cele 8 bazine exterioare, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bazine exterioare. Deci noi sperăm să putem să depunem proiectul până la sfârșitul acestui an pe fonduri europene, să se lanseze apelul de proiecte și ghidul solicitantului, tot pe programul operațional 2021-2027 la Agenția de Dezvoltare Nord-Est. Deci ne dorim să avem un acvapark modern, în așa fel încât sucevenii să aibă posibilitatea să facă baie și în timpul iernii. Și, sigur, încă o dată spun, mai bine mai târziu decât niciodată, am mai spus de mai multe ori, în alții făceau tobogane, noi am reabilitat cetatea de scaun, așa a fost atunci, dar recuperăm acum. Valoarea aproximativă a acestui proiect este undeva la 15 milioane de euro, cum e definit total devizul. O problemă prioritară, așa cum am anunțat, este cea legată de asfaltări. S-a dat ordine de începere a lucrărilor pe strada Ștefan Lucian în Burdujeni, la fel pe strada Vasile Lupu la Ițcani. Se lucrează în Ițcani pe strada Vasile Lupu și pe strada Dragomirna, în Burdujeni pe Ștefan Lucian și vom continua cu eternității. În ședința de Consiliul Local de mâine
Vom aproba indicatorii tehnico-economici la o stradă foarte importantă din Burdujeni sat. Este vorba de strada Dobrilă Eugen. Aproape 1 milion de euro, 4.901.320 lei, din care C plus M 4.131.991,80 lei, dată de realizare a investiției 6 luni. Este o stradă, una în cel mai importante și aglomerate străzi din cartierul Burdujeni sat. Sigur, ne-am întârziat cu modernizarea ei datorită faptului că nu s-a putut pe canalizarea pe fonduri europene, nu s-a putut realiza canalizarea, că ea a fost în pantă strada și ca atare a trebuit să facem stații de pompare pentru canalizare, lucrare destul de complexă pe care am terminat-o la sfârșitul anului trecut. Acum mergem la licitație și eu sper că să ajudice lucrarea și să începem în acest an să modernizăm strada Dobrilă Eugen. Și sigur mai sunt și alte străzi, gen Lev Tolstoi, pe care le vom scoate la licitație în Burdujeni sat, chiar dacă are turnat un strat de asfalt, al doilea n-am apucat să turnăm pentru că s-au întârziat racordurile la gazul metan și a expirat contractul. Discutăm în continuare de modernizarea învățământului Șevan. Au avut loc licitația pentru execuția de lucrări, creșterea eficienței energetice a clădirii școlii gimnaziale numărul 9 Ion Creangă. Aici este o valoare estimată de 11.537.513 lei, termen de realizare 12 luni. Sunt două oferte, Comtransport, Suceava și la fel tot Suceava, Rovalston, SRL, într-o asociere cu TES Prima. Sper, măcar una din aceste două oferte să fie eligibile, să putem adjudeca, să putem începe lucrările la școala gimnazială numărul 9 Ion Creangă. Așa cum am spus, durata de execuție 12 luni, așa cum am anunțat data trecută că s-a adjudicat licitația la Mihai Eminescu, câte euro este grup SRL, am dat ordine de începere a lucrărilor, vor începe lucrările în această săptămână la Mihai Eminescu. La fel, pregătim proiecte pentru tot în domeniul școlar, pentru noi unități grădinițe de această dată pe programul operațional Nord-Est, perioada 2021-2027, construire grădiniță, program prelungit la școala gimnazială numărul 1 Suceava. Va fi o grădiniță cu 6 grupe, două grupe pentru mici, copii mici, grupă mijlocie, două grupe, grupă mare, pentru 120 de copii. Regimul de înălțime demesol, parter, două etaje, plus etajul 3 retras. La demesol va fi vestiar de copii, cabinet medical, izolator, cancelare, vestiare, personal, sală de mese, bucătărie, grupuri sanitare, copii, personal angajat, persoane cu dizabilități. La etajul superioare se vor găsi câte două săli de grupă în parter, la etajul 2 și la etajul 3. Cam așa va arăta această grădiniță. O să vă trimit și pe mail, că o să fac o postare, că am mai multe planșe. Da, domnul Pricoase, a terminat? Da, sigur că da. Și... Este a opta grădiniță care o începem, deci am realizat grădiniță când sunt primar în Burdujeni sat, Dombrava, centru, Mihai Eminescu, grădinița 1, 2, 3 din Burdujeni, 8 și în Sătioare, Țândărică, Burdujeni, Ițcani, care avem un ghinion, așa cum am spus acolo, s-a realizat contractul, titularul investiției este Ministerul Educației, noi suntem beneficiarii. Am fost cu doamna ministru, am discutat cu dumneavoastră când am fost și la Suceava, am fost la Ministerul de Finanțe, la domnul ministru de Finanțe, Boloș, trebuie asigurat o sumă de, așa cum am mai spus, 30 milioane de euro pentru a se finaliza pe 8 grădinițe, nu numai grădinița la Suceava, sper să suplimentez Ministerul de Finanțe acești bani să terminăm grădinița din Ițcani. Și acum începem la școala gimnazială numărul 1 și lucrăm la documentație pentru grădinița din Opcini. Tot în domeniul învățământului, vom depune un proiect pentru reabilitare energetică în unități de învățământ Colegiul Tehnic Petru Mușat. Acolo a fost un proiect anul trecut pe învățământ dual, s-a reabilitat doar clădirea principală. Urmează ca încă alte 6 clădiri să fie reabilitate pe proiectul reabilitare energetică în unități de învățământ, așa cu construirea, dezvoltarea unei rețele pilot de școli verzi în cadrul acestui proiect.
și valoarea totală este 12.722.602,80 lei fără TVA. Au solicitat să-i ajutăm și cei de la Palatul Copiilor. Din păcate nu putem, că nu suntem titulari, nu suntem neproprietari la Palatul Copiilor. Din nou, noi am solicitat pentru descentralizare, în primul rând, două obiective, Clubul Sportiv Municipal și Palatul Copiilor. Da, văd că nu se întâmplă nimic deocamdată. Da, și am ajuns la Festivalul de Artă Medievală. Vom aproba 350.000 pentru Festivalul de Artă Medievală, care se va desfășura în perioada 17-20 august. La fel, în acest weekend la cetate are acea loc gala de kickboxing. La fel, iată un eveniment de promovare a orașului. Și mă bucur faptul că lucrurile în domeniul turismului încerc să se lege bine. Cu ocazia zilei ce am primit niște, mă rog, informări la statistică oficiale. În una din ele spune sosirea turiștilor în structurile de primire turistică în municipiul Suceava. Anul 2001, 66.799 de persoane, anul 2022, 120.807 persoane. Deci, practic, s-a dublat numărul, ați dat oficiale la statistică, s-a dublat numărul turiștilor în România din 2001 până în anul 2022. La fel, un lucru este important, document oficial, Institutul Național de Statistică, populația municipiului Suceava. În anul 1992, 113.554, anul 2023, 120.760. Deci, cealaltă, mă rog, 80.000 este pentru populația rezidentă, niște metodologii a Uniunii Europene. Deci, documentul oficial de la Institutul Național de Statistică, populația municipiului Suceava este 120.760 de locuitori. Da, dacă vreți, vă poate da și pe WhatsApp. Da, și vreau să, legat de acest lucru, vreau să mulțumesc că numărul mare de cei care au participat la zilele Suceve și în linie mare au participat aproximativ 100.000. Și când discut acest lucru, deci este o cifră oficială confirmată de către jandarmi, în perioada 22-25, la evenimente organizate de arhipiscopii, împreună cu primăria municipiului Suceava, pelerinajul și așa mai departe, toate evenimentele de acolo, au fost prezente 40.000 de persoane. Deci numai ce s-a întâmplat la arhipiscopie. Ce s-a întâmplat în Suceava, la spectacol care le-am avut în prima zi, în a doua zi, în a treia zi, prima zi a fost vineri, numărul mare de persoane care au participat la Julius Mall. Sâmbătă, duminică, a fost perioade din zi când nu puteți să bagi un ac pe românești la Julius Mall. La fel, cetățenii care au participat în centru, nu la spectacole. Și eu cred că am făcut un lucru civilizat, cu acele rulote civilizate în care n-a mai fost fum, a fost fel de fel de produse, chiar bune, spun eu. Am văzut foarte multe lume care se perinda pe acolo. Deci estimăm că undeva în mare, 100.000 de persoane au participat la evenimente legate de zilele Suceve. Deci este un record și ne arată faptul că suntem pe drumul cel bun în ceea ce privește strategia de turism și mă bucur că a venit și această confirmare de la Institutul Național de Statistică în care arată că s-au dublat practic numărul de turiști în municipiul Suceava. Da, și am ajuns la sport. Echipa de juniori 2 a CSU Suceava din campioana României la handbal masculin. O să o premiem, noi sigur finanțăm handbalul, dar o să facem și o premiere separată la această echipă. Vom intra în luna iulie în Consiliul Local. Și o veste bună de la fotbal. Mi-a ajuns la urechi că este interesat cineva, un investitor sucevean, chiar din oraș, să cumpere Clubul Foresta. Doamne ajută! Eu, ca primar, pot să-i garantez că va avea tot sprijinul primăriei să mergem, așa cum am spus, pe proiectul nostru, performanța noastră, să intrăm în Liga a doua, în divizia B, cum era altă dată. Deci n-am niciun fel de implicare, dar m-am auzit, nu mă rog, divulg persoană, zic eu, un om serios care și-a dorit să investească în fotbal, m-aș bucura foarte mult să se limpiezească apele acolo și vreau să asigur, în calitatea mea de primar, că vom sprijini în continuare fotbalul la Suceava și rămâne ținta în continuare pentru anul viitor să revenim în Liga a doua. Pe data de 2 iulie, având în vedere că este ziua Marelui Voievod de Ștefan cel Mare și Sfânt, conform tradiției, am putea spune câțiva ani zile se întâmplă la Suceava, la ora 8 dimineață, pe 2 iulie 2023, duminică dimineață pe românește, la statuia Vesta Voievodului va avea loc de punerea de gerbe și coroane. Deci, noi am trimis invitații la instituțiile publice, cei care vor să vină, cetățeni în particular, să știe că va fi fanfara acolo. Da, mă spun, trebuie de ce așa matinal, pentru că, așa cum se știe, după ce se întâmplă depunerea coroanelor la Suceava, se merge la Putna, inclusiv fanfara merge scânte la Putna și
Sigur că de asta trebuie să începem așa dimineața la ora 8. Mulțumesc! Cam asta am vrut să vă spun la conferința de presă de astăzi. Dacă dumneavoastră aveți întrebări. Da. Poftim? Nu, păi proiectul, doamna Dana, deocamdată. Asta e proiectul. Le punem la adere, la finanțare. E la finanțare pe por. Și unde este alocată pentru... Poftim? Nu, nu, nu. Păi de aprobată. Documentația aveam făcută. Aveam documentație matură. Aveam studiu de fezabilitate. Încă nu e proiectul tehnic făcut. Deci, documentația va fi aprobată și asta e studiul de fezabilitate, ce spunem noi aici, și va fi depus la ADRE pe POR și pentru această grădință avem rezervat prin POR suma de 1,5 milioane de euro. Ați spus că în 20 de ani s-a dublat, sau statistica spune că în 20 de ani s-a dublat numărul de turiști în Suceava. În cifra asta de anul trecut sunt incluși și refugiații din Ucraina? Nu cred. Dacă spune turiști, nu cred că spune de emigranți. Și... foarte mulți au stat în structurile de primire turistică. Nu știu dacă chiar... nu cred că au socotit și acele centre pentru refugiați. Nu cred acest lucru. Centrele, dar oamenii au stat în hoteluri. Da, nu fie influență de acolo, dar oricum, una peste alta, este clar că numărul turiști în orașul Suceava a crescut. Da, dacă mai aveți dumneavoastră întrebări... Bine? Taxa de? Turism. Da, încă nu am o situație oficială. Așa cum se știe, noi am făcut o hotărâre de Consiliul Local, am amendat hotărârea de Consiliul Local, în care agențiile economice le revine obligația ca lunar să raporteze la primărie taxele virate cu acest scop. Încă nu avem o situație foarte clară, dar ceva s-a încasat, dar încă nu foarte mult. În funcție de cât încasa, știm că turiști sunt. Da. Eu sunt convins. Eu vreau să fiu și sunt optimist că lucrurile în domeniul turismului încep să prindă contur. Dumneavoastră mai priceput ca mine la turism, dar e foarte clar, pentru turism trebuie să ai obiectivii turistici și eu zic slavă Domnului că avem pe partea medievală, pe clădiri de patrimoniu și mai departe, cetate, muzeu. Asta contemporan este mai rău. Da, și venim cu această la structură destul de importantă, zona de agrement, și sper că într-o conferință viitoare să vă dau, mă rog, date definitive legate de parcul Șipote, zona Zamca, acest acvaparc care l-am prezentat astăzi, și la fel de important, evenimente. Evenimente, și așa cum vedeți, ele se succed și sunt evenimente până la sfârșitul anului. Am dat acum doar cele care sunt în perioada imediat următoare. Deci eu zic că avem potențial, avem brandul Bucovina, cetatea de scaun și ca atare eu zic că avem toate șansele să creștem numărul turiștilor în Suceava. Da. Domnul primar, începe sâmbătă mare asfaltare? Sâmbătă mare, cum se înceapă? Pe 3, domnul. Așa, ipotetic a fost întâi, pe data de 3, de luni ar trebui să înceapă mare asfaltare. Chiar și ieri am avut o discuție cu firma Sud, cu domnul Popescu, mă feresc să... Vedem, deja au început să toarne model de capace, să vadă cum se comportă. Dacă vrei, a început de alalt ieri. Azi suntem, miercuri de luni. De luni au început să lucreze la niște capace care vin schimbate pe axul principal. Le-au turnat de probă, să vadă cum se comportă. Am fost și eu și le-am văzut. Sperăm să facem o treabă bună. Da. Cât e estimat să dureze? Eu mi-aș dori să dureze 3 luni. Ar fi foarte bine, sper. Da, mai ales că e o situație delicată, în sensul că trebuie să lucrăm în perioada de trafic. Așa cum am spus, se va lucra destul de mult noaptea, după amiezile, când traficul este mai lejer, evident că va fi o zonă de disconfort, dar nu avem soluție. Da, dacă nu mai sunt alte probleme, eu vă doresc o zi plăcută.